Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Mâinile, din păcate, îmbătrânesc primele. Dar putem face lucruri pentru a le proteja. Să nu spălăm vasele fără mănuși, să purtăm mănuși în sezonul rece, să ne dăm cu cremă hidratantă, emolientă în fiecare zi și să facem câte o mască pentru mâini, o dată la 2 săptămâni, din ingrediente care se găsesc, majoritatea lor, în bucătăria noastră. Avem nevoie de un ou, ulei din nucă de cocos, ulei de măsline, miere și glicerină vegetală. Amestecăm toate ingredientele. Spargem oul. Îl batem puțin. Adăugăm o linguriță de ulei din nucă de cocos. Aceeași cantitate de ulei de măsline. O linguriță de glicerină vegetală. Adăugăm și o linguriță de miere. Masca noastră este gata. Este hrănitoare și emolientă și mă voi folosi de o perie cosmetică, de un kibuki, pentru a o întinde pe mâini. Mi-am dat inelele jos. Ingredientele pe care le folosesc vă vor da o senzație extraordinară pentru următoarele zile, cel puțin. Puteți să folosiți această mască și mai des de 2 săptămâni, dar odată la 2 săptămâni este obligatorie. Voi folosi această mănușă și pentru a fi sigură că nu se scurge masca și nu mă murdăresc, am să pun acest elastic. Și voi sta așa timp de 20 de minute, după care mă voi spăla pe mâini și voi avea mâinile super catifelate. Vă las pentru că trebuie să împun masca și pe această mână. Pe curând și spor la frumusețe! Vorbește lumea la cafea, se aude tare.